Popescu își încearcă norocul în afaceri de câțiva ani. Pe lângă contractele ei care le au în mass media, cei doi au înființat o firmă, în 2015. În ianuarie 2020, înainte să plece la Survivor România, Cristina a dezvăluit că ea colaborează cu soțul ei, lăsându-l pe acesta să administreze afacerea în timp ce ea era plecată. Vezi motivul pentru care Cristinei Șișcanu i s-a făcut rău în platoul Bravo, Hi-Stick. Celebritist, citește Stick, Cristina Șișcanu s-a îmbrăcat așa la cumpărături, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Incredibil ce comentarii a primit pe Instagram. Citește Stick, Mădălin Ionescu, nu e normal să iasă armata în stradă. Suntem Iran sau Iordania? Și despre TIC, Mădălin Ionescu. De ce vă spun că nu mi-e teamă de COVID-19? Tatăl lui Mădălin Ionescu a luat o răceală și a făcut atac cerebral. Eu sunt foarte implicată în ceea ce privește familia și mă refer la partea organizatorică. Plus de asta, eu și Mădălin avem o firmă și a trebuit să ne ocupăm de totul pentru a lăsa fiecare lucru în ordine. Am fost ocupată, iar acest lucru mi-a ținut mintea ocupată, a mărturisit Șișcanu. Inițial, cei doi soți au importat încălțăminte din Italia. Câți bani câștigă Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu? Profitul a fost de peste 50.000 de lei din încălțăminte realizată manual numai din piele Siblana Naturala. Mix, calitate, trăinicie, prețuri accesibile bune. Acestea sunt caracteristicile fiecărui articol Timo, harisma. Bucurați-vă de spectacolul încălțămintei de top. În cântirile făcea Șișcanu reclamă produselor. Din păcate, vânzarea nu a mers bine. Dovadă rezultatele firmei, înregistrate la Ministerul de Finanțe. Societatea comercială a fost pe pierdere 3 ani la rând, 2015, 2016 și 2017, deficitul total fiind de 41. lei. În 2018, Șișcanu și Ionescu au renunțat la comercializarea încălțămintei și au hotărât să aducă din Italia genți și poșete pentru femei. A luat mică pauză de activitate în 2018, când pierderea a fost de 1092 lei. În magazinul online, produsele au prețuri cuprinse între 199 și 499 lei. Articolele noastre sunt făcute cu măiestrie, din fabricile din Italia, acolo unde meșterii experimentați sunt pasiune în fiecare cumor, se scrie pe site. Afacerea s-a redresat odată cu comercializarea genților. Ultimele rezultate de la Ministerul de Finanțe, valabile pe 2019, arată că firma lui Șișcanu și Ionescu a realizat pentru prima oară profit, câștigând de 52. lei.